quattro formaggi. De câte ori vine vorba de quattro formaggi? De câte ori am făcut quattro formaggi? M-am întrebat două lucruri. Primul a fost, și așa de complicat, patru brânzeturi. Și al doilea a fost, care patru brânzeturi? Care? Am băutat. Tot felul de sugestii, n-am reușit să găsesc pe net răspunsul. Finalmente, William Galati, care are un mic magazinaj de specialități italiene în Brașov, mi-a dat răspunsul. Sunt quattro formaggi, pentru că sunt patru feluri de brânzeturi din bucătăria italiană. Și ele sunt, așa cum mi le-a spus el, și nu o să contrazic un italian din Calabria, un dolce care poate să fie mozzarella sau poate să fie fontina, mascarpone, un blu, gorgonzola sau roquefort, un cheddar, emmentaler, gouda sau poate să fie chiar și cașcaval. Proaspăt ca o ploaie de vară, maturat 15 zile. Gustul puternic, maturat 60 de zile. Și un duro. Parmigiano, grana padano. Alegerea voastră, doar că trebuie să fie cât unul din fiecare categorie, quattro formaggi. Ei, și cu toate ingredientele pregătite, următorul pas este să ducem apa la nivel de clocotild. Clocotild, în care punem pastele pe care le fierbem, conform instrucțiunilor de pe pachet, nu fără sare. Întotdeauna să punem sare. Usturoiul avem separat și tot separat avem parmezan în față de restul de William brânzeturi pe care le pregătim pentru încorporare. Cum o să le încorporăm? Cu niște lapte, și asta urmează să vă arătăm imediat. Începem cu laptele în tigaie, apoi brânzeturile, mai puțin parmezanul, ca să le lăsăm pe celelalte, care durează mai mult să se încorporeze, să se încorporeze. Da, arată bine mozzarella. Și e un moment bun să începem să punem parmezanul. Nu neapărat tot deodată, pentru că s-ar putea să creeze mici bulgări de... Amestecați, încorporați, mai puneți, amestecați, încorporați. Și aia este. Păi și da, nu e chiar un nunci acum. Puneți usturoiul, zdrobiți-l, poți să lase o grămadă de aromă, amestecați. Astea sunt cadrele favorite ale lui Matei, cel puțin așa spunea. Asta e cadrul meu favorit. Exact. Amestecați, omogenizați, ce mai e de zis? Piper proaspăt și nucșoară proaspătă.